Semănătoarea Clayden, o semănătoare striptil. Striptil s-ar fi mai ușor de reținut pentru fermieri. Am auzit prima oră de o semănătoare în benzi la fermierul Soare. Asta însemna că lucrează doar acolo unde este nevoie. Iar pentru telespectatori, n-a trecut mult timp de când am promis, alături de domnul Valentin Cojocaru, în sediu NHR, că vom fi pe câmp atunci când Clayden va intra în lucru. Bună ziua, domnule Cojocaru! Cum se vede din câmp? Bună ziua și ne bucurăm că suntem aici, ne bucurăm că ne-am ținut de cuvânt și că putem să vedem pe viu ceea ce am discutat la sediul nostru. Ne bucurăm că avem lângă noi semănătoarea de 6 metri cu 19 organe active care după primele două treceri ne arată că poate lucra în orice fel de condiții. Aici vorbim de o sol în care n-a mai plouat de mult, o sol în care această semănătoare a intrat să semene în benzi direct. Ce organe active vom avea? Cu ce se deosebește ea față de celelalte pe care le știm chiar din portofoliul firmei dumneavoastră? Avem aici o semănătoare echipată cu niște discuri în față care să asigure o pretăiere înaintea de a organelor active. După care avem organele pentru pregătire. Sunt 19 organe, fiecare în dreptul unei secții de semănat. După care avem secțiile de semonat propriu-zise, care pot fi echipate în mai multe variante. Aici avem un brăzdar tip labă de gâscă cu o lățime de aproximativ 19 cm, care să asigure o bandă de semânță undeva la 12 cm. În spatele lor avem o placă de nivelare, și dincolo de placa de nivelare avem o greblă care să asigure o uniformizare a câmpului. Cu ce se deosebește ea de celelalte pe care le-am văzut? În primul rând se deosebește prin faptul că, deși prelucrează solul suficient pentru a semăna orice fel de sămânță, impactul asupra solului este minim. Elementele de prelucrare a solului, acei colți, care să prelucreze solul între 5 și 15 cm în funcție de cultură, nu scot bolovanii. Prelucrează solul în profunzime, fără însă a deranja foarte mult habitatul râmelor, de exemplu, sau a microorganismelor din sol. Pe lângă asta, prelucrarea în benzi vine și cu avantajul că între benzi în spațiu neprelucrat se creează un fel de piloni care să susțină mai bine echipamentele. Deci avem o tasare mai mică. În consecință, în viitor vom putea prelucra solul cu niște consumuri mai mici de carburant. Totodată, un alt, Avantat. Un alt avantaj al acestor organe, a acestor organe de pregătire este faptul că ele, deși sunt subțiri, creează microfisuri în sol, microfisuri care le putem asibila cu un burete ele pot să absoarbă apa mult mai repede și oferă plantelor posibilitatea de a-și dezvolta sistemul radicular foarte bine. Dacă discutăm de rădăcini pivotante, acesta pot să ajungă ușor la stratul umed sau dacă discutăm de păioase, pot să-și dezvolte o rădăcină care să le ancoreze foarte bine și care să le asigure, să le asigure că pot prelua din sol cât mai multe substanțe nutritive. Pe lângă asta, prelucrat un benz vine și cu un alt avantaj, faptul că oferă un spațiu de nutriție mai mare pentru semințe și dacă am face un calcul teoretic și discutăm de o semănătoare de 6 metri, care în momentul în care ar semăna pe rânduri la o distanță de 12,5 cm între discuri, așa cum este o semănătoare clasică. La 48 de rânduri, de exemplu, 2 din 6 metri prelucrăm și punem sămânță în, pe o distanță de mai puțin de un metru, undeva la 90 și ceva de centimetri. Dacă vorbim de Claydon cu semănat un benz, cu cele 19 organe de semănat care pot să facă benzi în funcție de elementul de de la 12 la 18 cm. Vorbim de o suprafață a solului în care stau semințe de aproape 4 metri. Deci o pregătire mult mai, mult mai amplă a solului, un spațiu de nutriție mult mai mare și faptul că rămâne o distanță mai mare între benzi se asigură acel efect de margine în tot câmpul. Adică avem un câmp care primește mai mult oxigen și în consecință plantele se dezvoltă mai viguros și au uh, un aport mai mare de soare, ceea ce le face să, să se dezvolte mai accelerat și în timp să acopere chiar uh, buruienile. Nu știu dacă am apucat să le spunem telespectatorilor, ce putem semăna cu ea? Uh, putem semăna în teorie orice tip de sămânță, de la semințe de iarbă până la semințe de fasole, putem semăna cereale poioase, putem regla rata de sămânță de la 10 de kg până la 300 de kg. În cazul de față semănăm sorg într-o rată de 7 kg pe hectar, însă combinat cu fertilizare. Clientul a ales să folosească 150 de kg de fertilizare pe hectar, și am reușit să facem acest lucru prin faptul că semănătoarea este extrem de flexibilă, anume clientul din bazinul de 5500 de litri, care este împărțit 60-40, a ales să pună fertilizarea în partea de sămânță, cei 60%, pentru că pentru 20 de hectare cât are această sol avea nevoie de 150 de kg de sămânță, dar a vrut să pună, sau a avut nevoie să pună 3 tone de fertilizare și a reușit să facă acest lucru. E o semănătoare care se reglează ușor, care are foarte puține elemente care să se uzeze, o semănătoare foarte rezistentă, care pentru întreținere are nevoie de investiții minime. E o semănătoare gândită de fermier pentru fermieri. Să menționăm faptul că firma Claydon e deținută de fermieri activi, oameni care în momentul de față sunt pe tractoare și oameni care au dezvoltat încă din 2002 semănătorile acestea striptil pentru că au avut nevoie de o soluție care să le reducă foarte mult costurile. Prețurile în vremea aceea la cereale fluctuau foarte mult și costurile mici de înființarea culturii au făcut diferența între profitabilitate sau, sau pierdere. Și așa cum vă spuneam și în otopeni, putem vedea și aici în câmp că această semănătoare, a intrat în câmp, a fost calibrată de echipa de servis, au făcut reglajele necesare, fermierul a concluzionat că adâncimea de lucru este cea pe care și-a dorit-o, plasarea îngreșământului acolo unde a vrut-o, unde, unde l-a vrut și a dat drumul la treabă. N-a fost nevoie de nicio, de nicio lucrare în momentul ăsta, deși n-a mai plouat de foarte multă vreme. Producătorul are experiența din cele peste 40 de țări în care vinde, în care seamănă în orice condiții, uscat sau umed și în orice fel de miriște, inclusiv în miriștea de porumb. Pentru că un lucru care să ajute să facă această treabă e echiparea cu discurile din față, care să taie resturile vegetale, distanța mare între organele active și faptul că semănătoarea, deși este grea, are două componente distincte, partea de tractare, proțapul pe care este așezat buncărul de fertilizare, buncărul de semințe și de fertilizare, plus roțile principale de transport pe care se montează secțiile de semănat sau lanci, aripile de, de semănat, dacă putem să le numim așa, o structură independentă care în sol asigură o tasare minimă. O să vă întreb simplu. Sunt fermier, nu știu, m-am apucat sau nu m-am apucat acum, dar aș vrea să trec la nou til și minimum-til. Uh, Mi-e de ajuns o singură semănătoare? Asta ar putea să fie uh, intenția mea și singura din, din fermă? Poate fermierul să descurce cu una? Se poate descurca cu o semănătoare, depinde foarte mult de structura de culturi pe care o are. Vorbim de o semănătoare care poate să semene orice semințe, însă de exemplu, la cultura de porumb nu este o semănătoare de precizie. De asta spun că seamănă cu rezultate excepționale porumb siloz. Pentru că acolo nu mă interesează neapărat numărul de boabe pe hectar. Avem fermieri în diverse țări care au semănat toate culturile de primăvară sau de toamnă cu ele. E ideal o singură semănătoare? E, e ideal o singură, o singură semănătoare, însă depinde foarte mult de tipul de lucru și depinde mult de ce tip de activitate sau de rotația culturilor are, pentru că dacă vrea să facă o cultură clasică de porumb, posibil să aibă nevoie de, de o altă semănătoare. În ceea ce privește necesarul de cai putere, vorbim de o semănătoare care dintr-o trecere pregătește teren în practic pe 6 metri și atunci e un echipament consumator de energie. Avem nevoie de tractoare de la 300 de cai în sus, 300-350 de cai, depinde de adâncimea la care dorim să semănăm, depinde de structura solului, însă noi spunem că o putere minimă recomandată pentru acest echipament ar fi 300 de cai. De ce se numește hibrid T? Și văd mai multe prinderi, ea poate fi reașezată? Nu, mai multe prinderi, cadru poate să vină de la 3 la 8 metri în variante tractate sau purtate. Hibrid T înseamnă o semănătoare cu fertilizare tractată. Varianta de 6 metri se propune de către producător sau poate fi propusă de către producător atât purtată cât și, cât și tractată. Noi am ales o variantă tractată pentru că lucrăm cu tractoare de puteri mai mari și are și bazinul de fertilizare de 5500 de litri, adică să asigure o autonomie crescută în semănat. Orice fermier dorește să poată intra la semănat atunci când, când vrea. Adică și pe secetă, dar și pe umezeală. Face față cât e de grea. Semănătoarea poate lucra în orice condiții pentru că nu are rost de tasare, de exemplu. Principala problemă la, în condiții de umiditate este faptul că pământul umed se lipește pe roțile de tasare. Aici nu discutăm de asta, aici vorbim de o planșă de nivelare care să mi asigure după semănat un câmp cât se poate de neted și așa cum știm, Sistemul striptil sau semănătoarea într-un sistem striptil este centrul activității. Activitatea de striptil începe de la recoltat, continuă cu un management al miriștii, adică să împrăștiem resturile vegetale uniform, să creăm un strat care să păstreze apa în sol, după care să intrăm la semănat. Iar după semănat, în funcție de câmp și în funcție de nevoi, putem apela și la o activitate de tăvălugire. Dacă este cazul, nu întotdeauna e cazul, de asta producătorul spune că în funcție de specificul fiecarei ferme se alege soluția optimă pentru rezultate deosebite. De aici și conceptul Claydon de Optitil. Domnule Valentin Cojocar spuneați că face parte dintr-o întreagă tehnologie și că e importantă după această semănătoare să avem grijă, e importantă și combina la, la recoltat. Ce înseamnă un header și împrăștierea? Dacă vorbim de cereale păioase, acolo lucrurile sunt simple. Avem hedere cu lățim de lucru diverse și combine care să aibă împrăștietoare de paie. Trebuie să ne asigurăm că paiele sunt împrăștiate uniform. Dacă nu reușește să facă combina acest lucru, avem greble, de exemplu, de la Claydon sau Discutera Star, care, să, să, care face o treabă excepțională. Una, că uniformizează, doi, că stimulează să mulastra. Eu în două treceri în interval de 14 zile pot să am o răsările a buruielilor pe care ulterior să le distrug, să le transform în, în nutrienți. Dacă vorbim de semănat porum siloz, se poate recolta fie cu hederele standard, însă cu viteză mai mică, pentru că acolo nu se ține cont de populația la hectar. Și dacă vorbim de cultura de floarea soarelui, aceasta se poate recolta cu hedere speciale, care să aibă, sunt hederele de grâu cu adaptoare pentru floarea soarelui, care să facă recoltarea pe lățime de lucru, nu pe număr de rânduri. Mai am o întrebare. Întotdeauna fermierii se întreabă. Trebuie să semăn repede? Vreau o semănătoare care să aibă viteză sau precizie? La ce renunțăm? Cum o vedem pe asta? Semănătoarea aceasta nu face niciun compromis. Pentru că ea are o viteză de lucru între 8 și 12 km pe oră. Însă, Fermierii care lucrează în sistem no til sau strip știu că nu întotdeauna viteza mare aduce un rezultat bun, pentru că viteza mare înseamnă un impact mai mare asupra solului. În practică înseamnă că există posibilitatea să scoți bolovani, lucru pe care nu ți-l dorești în sistemul, în sistemul strip -till. Sau dacă vrei să-i scoți, trebuie să ai bolovani de dimensiuni mici care să se amestece cu paiele și să creeze un strat altul decât clasica crustă care se formează, de exemplu, după o trecere de, de disc din cauza prafului și a umidității. În ceea ce privește semănătoarea, Consider că la 8 km pe oră are rezultate foarte bune. Am semonat și cu 12 km pe oră cu ea, deci știm că poate să facă treaba asta. Iar precizia, în funcție de reglarea dozatorului, așa cum am spus, ea poate să pună semințe într-o rată de la 2 kg până la 300. Reglarea este foarte precisă și este echipată cu un ventilator de capacitate mare, la fel, foarte, care se poate regla foarte fin pentru a asigura transportul semințelor indiferent de cantitate sau de dimensiunea acestora. Mai era o discuție pe care fermierii o poartă. Atunci când punem sămânța în sol, erau momente în care ne plăcea să o împuște. S-a schimbat cumva asta și s-a văzut că în urma împușcării sămânța sare. Cum, care e sistemul aici? Cade gravitațional de la o anumită se împușcă? Vă rog, câteva cuvinte despre sistemul de punere a seminței în sol. În spatele secției de semănat a acelei uh, unități tip labă de gâscă, avem uh, posibilitatea să plasăm sămânța în bandă. Aceasta cade gravitațional și este uh, acoperită de pământ și ușor compactată de, de uh, bara de nivelare din spate. În momentul în care împușc sămânța, dacă presiunea nu este foarte bine reglată, atunci există posibilitatea ca aceasta să nu mai fie plasată corespunzător. O funcționare la limită. Da, da, da. Poate să aducă avantaje, însă sigur influențează viteza de înaintare și necesită mult mai multă atenție în exploatare. Oare știm că nu de fiecare dată operatorii sunt foarte atenți? Preferă să aibă echipamente cu care să lucreze simplu, cu cât mai puține componente, cât mai puține puncte de gresare, că și aici e o discuție. Această semănătoare, în medie, are la jumătate puncte de gresare față de alte semănători comparabile, ceea ce reduce timpul de întreținere și, practic, îți vine să te apuci de întreținere pentru că știi că o termin repede. Că e un, e un aspect important. Semănătoarea nu face compromisuri, iar plasarea semânței o vedem acum în câmp, a fost conform solicitării clientului. După fiecare trecere s-au făcut determinări și atât semânța cât și fertilizarea a fost plasată acolo unde trebuie.